Dăruitoarea este o localitate destul deosebită, care se deosebește în primul rând prin faptul că este la margine, cu puțin transport, cu ecologia aproape pură. Tot aici se află lacul de acumulare, care dă un spațiu, un mediu în timp de vară mai umed, ceea ce desigur este plăcut pentru oameni din diferite vârste, pentru copii mici și îndeoseb pentru cei în vârstă care suferă de diferite boli. Acum ne aflăm în muzeul din cadrul Complexului Muzeal Dăruitoarea Vieții, care include acest spațiu, grota, una din cele mai vechi așezări umane din spațiul românesc, cât și defileul, care este monument al naturii. Aici, în muzeu, este o colecție, spun eu, destul de bogată, structurată în trei secții. Acum ne aflăm în secția paleontologie, întrucât grota cândva a fost un spațiu de viață pentru animale, apoi pentru oameni. Apropo, aici a locuit și omul neandertal, apoi și omul contemporan. Avem fosile de urs de peșteră, de rinocer lănos, sărenul polar, mamutul lănos, cerbul gigantic, ursul de peșteră, hiena, calul cu copit alat. În total aici au locuit circa 30 de animale și păsări, iar în urma săpăturilor făcute în grotă au fost descoperite circa 22.000 de oase sau fracțiuni de oase ale diferitor ființe. Pe lângă secția de paleontologie, mai avem două secții. Una din secții este secția etnorustică, unde sunt colectate diferite unelte de muncă, unelte casnice ale oamenilor din zona de nord. Și totodată mai avem o galerie de picturi pe sticlă, dar și icoane pe sticlă, care sunt pictate de tinerii din localitate. Sticla asta amestecăm oxele. Hai să începem. Vedem aici una, aici una, aici. Da? Și apoi o urmă punem sticla. În primul rând, este important să cunoaștem despre grotă faptul că este una din cele mai vechi așezări umane. Este prima așezare umană din spațiul Republicii noastre și una din cele mai vechi din spațiul românesc. Și o grotă recunoscută la nivel internațional. Defileul este unul foarte interesant. Nu este prea lung, are până la jumătate de kilometru, dar are niște poteci pe fundul râpii, care este atractiv pentru turiști. Dar acest defileu este îngust și tocmai pe potecele acestea din defileu ca să treci și impresiile sunt cele mai puternice. Am dragostea asta să o cresc cu lemnul. Pur și simplu văd, mă uit cum e făcut lucrarea și de-aia mă gândesc cum să fac asta. Și așa am lucrat de pe un stil meu. Mi-aș dori ca turiști care vin să procure lucrările care fac eu. Întotdeauna admir stânca, liniștea aceasta. Căsuța, faptul cum ea este așa istorică, adică totul este foarte romantic. Toate aceste detalii mici și
te faci să iubești, să în suflet să-mi spie. Și desigur, al doilea, deja turiștii când vin, desigur că le place să vadă așa locuri păstrate și tradiții. Eu zic că suntem o inspirație într-un fel, pentru că noi locuim aici, dar noi locuim ca într-o casă de Dumnezeu. Aproape în fiecare săptămână, când am zi liberă, vin la odihnă, la motor sportiv, la pescuit. Și o leat mi-o odinim așa, sufletești. Fiestele e așa numai, ca o, nu numai de mâncare, dar așa o atracție sportivă. Leși, platică, sudați mai prinde. Bună ziua, dragi oaspeți! Am adus niște pești prăjit la noi de lac. Și mă măleg, călduță! Așa primim noi oaspeți, cu brânzică, cu mă măleg! La noi sunt pensiuni deschise, este hanul cu noroc, este hanul lui Gheorghe. Vin aici, sunt la noi niște locuri pictorești, este grota de feneu, cum se numește stânca, așa e aici. Și vin încoace și cobor la oale și dau și de noi. Și ne întreabă, îți poate de mâncare sau îți poate să ne oprim undeva? Și așa îi primim. Turiștilor care vin la pensiunea Hanul cu noroc, în primul rând le oferim liniște, aer curat și o plăcere de a savura natura în timp de vară. Aici avem camere cu câte patru paturi, cu grup sanitar, inclusiv apă caldă, frigider, aer condiționat, iar afară e foișoare, mangal, disc, ceea ce de fapt ar dori turiștii. Și întrucât suntem pe malul lacului de acumulare, avem hidrobicicleta și avem caiacuri. Așezarea este foarte prietenică pentru turiști, pentru diferite instruiri, cum am de la noi este tradiție, în fiecare vară venim încoace. Cazarea este la nivel, căsuțele pentru tineri, comodități avem de toate, fiecare face ce vrea, vrei la trambulin în sare, vrei stai pe iarbă, vrei mergi la trigăruini, scrânciubi, la scaldat. Îmi place că cam din noi motiv cu tot facem aceste ateliere. Alături este prutul, ne ducem, ne scaldăm. Acesta este prima oară când vin aici, prima oară, dar 100% recomand. Este un loc pitoresc, interesant, frumos, cu o privire înălțată.